Bună dimineața și bine v-am regăsit la ultimul webinar matinal organizat de către Admiral Markets în această săptămână. Este vineri, 24 martie 2017. Sunt Pavel Bistriceanu și împreună vom încerca să facem o retrospectivă a celor mai importante evenimente din această săptămână și să vedem cam ce ar putea să ne aștepte în săptămâna următoare. Înainte de a începe însă, ca de obicei, am rugămintea la dumneavoastră să-mi confirmați că se aude, că se vede ecranul de prezentare. Eu, între timp, voi face o scurtă trecere în revistă avertismentului de risc și voi spune că acest webinar are caracter informativ și nu reprezintă o recomandare sau un sfat de tranzacționare pentru niciun instrument. Orice opinie exprimată este strict părerea mea, care poate fi și greșită și cu siguranță a fost de multe ori și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. În cele din urmă, tranzacționarea instrumentelor Forex și a contractelor pentru diferență, întrucât face referire la tranzacționarea în marjă, poate să implice un nivel mai ridicat de risc. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că este o investiție care vi se potrivește și că înțelegeți pe deplin modalitatea de funcționare, cum se poate realiza profit și care este riscul asociat acestui tip de tranzacții. Am ajuns la finalul unei săptămâni cu destul de multe evoluții interesante, cu puține date economice însă, referindu-mă strict la calendarul economic, nu am avut date foarte, foarte importante, însă a existat destul de multă influență de natură fundamentală asupra pieței. O săptămână în care dolarul și-a continuat evoluția descendentă, pe care a început-o într-un ritm ceva mai alert după ședința de politică monetară a Fed-ului, de pe data de 15 martie. O săptămână în care investitorii, cred că pe termen scurt, și-au schimbat, aș putea să spun, radical orientarea și aici mă refer la acea schimbare de sentiment și o reorientare spre activele de refugiu din cursul zilei de marți, atunci când indicii bursieri au avut o scădere semnificativă. Și în cele din urmă, o săptămână care se încheie oarecum cu același grad de incertitudine, să spunem, cu privire la o posibilă evoluție în săptămâna viitoare, în săptămâna următoare, mai ales în ceea ce privește euro-dolarul, evoluția indicilor bursieri. În principiu, cam a tuturor instrumentelor majore. Asta, dacă nu cumva, vom avea parte de o surpriză astăzi în ceea ce privește votul pentru proiectul lui Trump. Vot care inițial a fost stabilit pentru ieri și l-am discutat la webinarul de ieri, însă, dintr-un motiv sau altul, se pare că votarea a fost amânată pentru astăzi, a fost reprogramată pentru ziua de astăzi. Așadar, se amână oarecum această stare de așteptare. Foarte, foarte important acest vot pentru indicii bursieri, în primul rând, pentru piețele de acțiuni. Și, evident, important și pentru dolar. Din punct de vedere tehnic, cred că limitele au fost foarte bine setate sau trasate la începutul săptămânii, în sesiunea de marți, când, așa cum spuneam, indicii bursieri au spart suportul trendului ascendent. Dacă ne uităm pe atât pe S&P 500, acest trend ascendent de după alegerile din Statele Unite, o primă breșă, să spunem așa, la nivelul suportului și pe Dow Jones același lucru. Prețul însă a rămas sub acest suport, ceea ce lasă de înțeles că pericolul continuării, să spunem, nu știu dacă îl pot considera pericol, depinde, pentru cei care sunt long poate fi un pericol, pentru cei care sunt orientați short poate fi o oportunitate de tranzacționare.
Ceea ce este important este că prețul acumulează sub aceste zone destul de importante, 20.750 pentru Dow Jones, S&P 500 sub zona de 2.350. Vom vedea astăzi dacă se va vota și care va fi rezultatul acestui vot, care privește în mod direct proiectul menit să înlocuiască programul de sănătate, așa numitul program de sănătate al lui Obama, Obamacare. Despre acest vot este vorba, domnule Florin. În ceea ce privește evoluția instrumentelor Forex sau a perechilor valutare, cam aceeași situație, euro-dolarul continuă în această zonă de acumulare sub nivelul de rezistență 1.08, însă peste nivelul 1.0750, vedem că pe time frame mai scurt prețul face minime și maxime ascendente. Asta înseamnă că evoluția în ultima perioadă este una ascendentă, una bullish, și există și celelalte instrumente majore, bineînțeles, aici sunt influențate de alții driveri, aș putea să spun, de alte aspecte fundamentale, dar și acestea sunt extrem de importante, le vom lua pe rând și le vom analiza din punct de vedere tehnic, să vedem unde ne aflăm puțin mai târziu. Nici comentariile oficialilor Fed, despre care spuneam că sunt importante ieri, nici Janet Yellen nu a reușit să influențeze piețele, deși existau așteptări destul de mari cu privire la posibile comentarii cu o implicare ceva mai mare din punct de vedere economic sau asupra politicii monetare. Ei bine, lucrurile nu au stat așa, întrucât tot ce s-a discutat ieri sau tot ce a spus Yellen ieri a fost mai mult cu privire la educația financiară sau aspecte care nu au impact asupra piețelor. Practic a fost un discurs puțin relevant pentru piețe și nici nu a existat în programul acestui discurs o sesiune de întrebări și răspunsuri, ceea ce a făcut total nesemnificativ acest discurs din cursul zilei de ieri. De altfel, întreaga serie de discursuri ale oficialilor Fed din această săptămână a fost una fără substanță, aș spune eu, fără o motivație pentru traderi și pentru evoluția piețelor în general. Una peste alta, în acest moment avem un dolar care este foarte puțin atractiv, aș spune, pentru investitori pe termen scurt. O evoluție a Wall Street-ului sau a indicilor bursieri, a piețelor de acțiuni în general, incertă, aș spune eu, oarecum prinsă în capcana sau oarecum aș spune că Wall Street-ul e prizonier al noii administrații de la Casa Albă și toată lumea așteaptă cu sufletul la gură să vedem ce se va întâmpla mai departe. Va face Trump ceva, nu va face, este capabil să facă ceva sau nu este, vom vedea exact acest lucru. Primul test destul de important îl va da cu acest proiect dacă va trece dacă va trece mai departe, obținând voturile necesare. Și avem și o altă serie de active care nu se raportează neapărat la aceste evoluții. Un coș de active, aș spune eu, pe termen scurt, ceva mai atractive, pe care le vom discuta de asemenea pe rând. O să încerc să mă uit și la întrebări în același timp. La ce oră se publică datele legate de Obamacare? Votul acestui program sau votarea efectivă se așteaptă să înceapă la ora 14.30, ora României. Nu știu exact la ce dată vor ieși rezultatele sau cât timp le ia efectiv să dea verdictul, dar cert este că e o zi importantă, în special pentru indicii bursieri și pentru dumneavoastră, care știu că urmăriți aurul, domnule Florin, de asemenea este important, pentru că în cazul în care va avea loc o scădere pe indici, cred că, așa cum spuneam și la webinarul de ieri, la care nu știu dacă ați participat,
principalul câștigător sau potențial câștigător din această scădere pe indice ar putea fi aurul și, în general, activele de refugiu, precum yenul, francul, în general, marea majoritate a activelor care sunt considerate de refugiu. Cele mai importante sunt aurul, yenul și francul elvețian, poate și euro pe undeva, având în vedere situația actuală. Haideți să le luăm pe rând. Începem cu cele mai populare, așa cum spuneam, euro-USD-ul. Structura tehnică pe time frame-urile mai mici indică o tendință ascendentă, cum spuneam, cu minime și maxime în creștere. Pe graficele ceva mai mari, adică daily, weekly, 1.08, 1.08.20 este nivelul critic pentru cumpărătorii, din punctul meu de vedere, continuă să fie nivelul critic. Lipsa datelor economice de astăzi și chiar și de săptămâna viitoare, pentru că nu avem foarte multe date fundamentale dacă aruncăm o privire în calendarul economic, nici pe departe nu se apropie de pachetul de săptămâna trecută, pachetul de date care aveau capacitatea și puteau să influențeze radical piața. Nici în această săptămână, spuneam, nici în săptămâna următoare nu avem foarte multe știri pe euro sau pe dolar. Există însă nu știri foarte importante care pot să schimbe imaginea din piață. Astăzi, la ora 14.30, avem un indicator care ar putea genera ceva volatilitate pe termen scurt în ceea ce privește euro-dolarul, și anume comenzile de bunuri cu folosință îndelungată, dacă ar fi să fac o traducere mot-a-mo la Durable Good Orders. Aici se așteaptă o publicare destul de pozitivă. Cred că, din punct de vedere fundamental, va fi destul de greu să se afișeze la nivelul așteptărilor acest indicator, dar cu toate acestea cred că impactul va fi limitat, adică tot focusul investitorilor va fi orientat către acest vot care va avea loc astăzi. Sperăm că astăzi va avea loc și nu-l vor mai amâna. Din punct de vedere tehnic, niveluri de suport și rezistență pe euro-dolar, avem un suport la 1.0750, un alt suport puțin mai jos la 1.0715, dacă ne uităm pe graficul de 4 ore sau o oră, și un suport 3, să spunem, la 1.0650, în ceea ce privește nivelurile de rezistență, 1.0780 este un nivel destul de important pe care prețul îl testează chiar acum, mai sus 1.08 și 1.0820. Dacă ar fi să luăm în considerare 3 niveluri de suport și 3 niveluri de rezistență în imediata apropiere a prețului curent. Cam acestea ar fi punctele cheie în evoluția pe termen scurt, din punctul meu de vedere, a euro-dolarului. Trecem mai departe, USD-Yen. Aici există ceva mai multă activitate sau evoluția prețului denotă ceva mai multă dinamică. Avem un breakout semnificativ despre care am discutat și ieri la nivelul 1.12, 1.11.80, adică suportul acestei evoluții în range. Ieri prețul a oscilat de asemenea într-un range ceva mai restrâns de această dată, însă acest breakout se pare că este urmat mai mult de o consolidare, de o acumulare a prețului și nu a regăsit continuare, deși mă așteptam să fie ceva mai, să fie un setup ceva mai atractiv pe termen scurt, adică odată cu acest breakout prețul să tindă spre zona 50 Fibonacci, 50% corecție Fibonacci spre 1.0950, să spunem 1.0940. Nu a fost așa. A venit această zonă de acumulare despre care discutam sub nivelul acesta și cu toate că am avut și ceva afirmații din partea oficialilor japonezi
mai exact din partea guvernatorului Băncii Japoniei, Kuroda, în această dimineață, conform cărora o accelerare a inflației în viitorul apropiat ar putea să determine Banca Japoniei să își ajusteze politica monetară, adică să o lase puțin mai moale cu programele de relaxare cantitativă și, bineînțeles, să încerce să practice o politică monetară ceva mai strictă. Din punct de vedere tehnic, cum spuneam, zona aceasta de fost suport, actuală rezistență 1.08, 1.11, 80, haideți să spunem 112, ca să luăm ca și valoare, dacă vreți, mai mult psihologică, reprezintă principalul nivel de rezistență, iar ca și nivel de suport, minimele precedente în jurul 1.10.70, 1.10.50. Și lira a avut o dinamică destul de interesantă, având în vedere circumstanțele în această săptămână. A fost una dintre monedele care a profitat destul de mult de slăbiciunea dolarului, să spunem așa. Avem câteva reprize de apreciere destul de consistente, însă, din păcate, evenimentele recente, evenimentele nefericite, să spunem așa, de la Londra și cred că și apropierea datei limită sau a datei oficiale de activare a articolului 50, adică 29 martie, au mai tăiat puțin din elanul cumpărătorilor pe liră, cel puțin în raport cu dolarul. Există, bineînțeles, și crossurile pe liră, care pot fi destul de atractive, însă acolo vorbim de ceva mai multă volatilitate, nici acele setup-uri sunt încă în așteptare. Am discutat mult despre GBP Yen în ultima perioadă, vedem o evoluție foarte, foarte restrânsă, prețul evoluează între rezistența acestei evoluții corective până în nivelul 38.2 și ca și nivel de suport, spun eu, destul de relevant în ultima perioadă, media mobilă de 200 de perioade. Sper și cred că ne vom apropia de un breakout, nu știu în ce sens, n-aș putea să mă pronunț pentru că există și posibilitatea în care activarea articolului 50 să nu aibă acea reacție neapărat negativă asupra lirei și ne-am obișnuit în acest an cu astfel de reacții nefirești, lipsite de logică. Așadar, am putea să spunem că orice este posibil din punct de vedere tehnic de monitorizat, să spunem așa, nivelurile acestea extrem de importante, adică rezistența acestei evoluții corective, nivelul 38.2, adică 1.39 ca și nivel al prețului, o străpungere ascendentă, cred că ar putea avea o evoluție, ar putea urma o evoluție ceva mai, pe o perioadă ceva mai îndelungată, în sens contrar, dacă continuăm descendent, avem aici nivelurile corective 1.36, 50% Fibonacci, nivelul 61.8, 1.33, există destul de mult spațiu oriunde ar sparge prețul, în special pe GBP Yen. De remarcat la această pereche că are o dinamică zilnică destul de largă, adică se mișcă destul de mult la nivel intraday, este una dintre cele mai volatile perechi, aș spune, cu excepția perechilor care includ monedele emergente. Așadar, dacă vă gândiți sau dacă studiați sau analizați acest tip de active, să aveți undeva în gând și acest aspect. Monedele comodități, trecem puțin mai departe, AUD-ul și NZD-ul au început să mai piardă puțin din entuziasmul pe care l-au manifestat după Fed. De fapt, a fost o depreciere a dolarului american și un câștig indirect pentru toate monedele comodități, AUD-ul, și a continuat deprecierea despre care discutam ieri din nivelul de rezistență 0.7740,
și se apropie de nivelul de suport 0,76. NZD-ul l-a urmat. Aici datele fundamentale au pus oarecum presiune pe dolarul neozeelandez, date extrem de negative din punct de vedere comercial, sau datele din sectorul comercial au fost extrem de negative, deficit la minimul ultimilor 8 ani pentru Noua Zeelandă, deficit comercial, adică mai puțini bani încasați din exporturi, ceea ce oarecum este firesc în momentul în care ești o țară relativ dependentă de exporturi și ai un NZD care este mult peste o valoare competitivă. Datele negative sunt o chestiune de timp să apară. Și iată că au apărut și cred că asupra dolarului neozeelandez va exista o presiune destul de constantă în viitorul apropiat, poate și pe termen mai lung, în condițiile în care la ședința de politică monetară Banca Noii Zeelande a afirmat că nu intenționează să facă modificări la nivel de politică monetară, datele economice negative, deci doar un dolar foarte, foarte slab ar mai putea să încline balanța spre un sens ascendent în ceea ce privește NZD-USD, însă, pe de altă parte, există monede mult mai atractive, să spunem, decât NZD-USD, cum ar fi Euro-NZD. Și aceasta o pereche extrem de volatilă, să-i spunem așa, sau cu o dinamică la nivel zilnic destul de mare, însă, din punct de vedere tehnic, arată mult mai, mult mai bine și raportul dintre cele două monede este puțin diferit. Avem un euro care este destul de puternic, avem un NZD destul de slab. Cred că și GBP-NZD este deocamdată aceeași situație, dar să nu uităm că lira are ca și factor de influență activarea articolului 50 și aceste aspecte de natură geopolitică despre care spuneam puțin mai devreme, acolo este puțin mai riscant. În principiu, cam toate crossurile, toate perechile care includ dolarul neozeelandez, cred că pot fi destul de atractive. Chiar și NZD franc elvețian, din punct de vedere tehnic, arată extrem de bine. Cred că există destul de mult potențial aici, însă foarte, foarte mare atenție la volatilitate, la expunere. Prețul a străpuns acum aproximativ 10 sesiuni acest canal ascendent, a revenit, a testat, retestează minimele după această străpungere. Din punct de vedere tehnic, pare o imagine destul de clară, dar având în vedere factorii de influență în piață, acum este, bineînțeles, ca orice altă tranzacție, nelipsită de riscuri. O expunere rațională, cred că până la urmă asta este ceea ce ne poate oarecum proteja de eventuale pierderi, să spunem. Alte setup-uri atractive sau care ar putea reprezenta oportunități, l-am mai discutat, NZD yen japonez, dacă tot vorbim despre NZD, poate și AUD yen, și aici ar putea să existe destul de mult potențial pe termen mediu spre lung. Cu siguranță există oportunități și în afara coșului de active majore pe care îl urmărește toată lumea și unde raportul dintre cerere și ofertă este foarte, foarte strâns, să spunem așa. Haideți să aruncăm o privire și pe mărfuri, destul de interesant. Începem cu aurul. Din punct de vedere tehnic, aurul testează nivelul de suport al acestui canal ascendent pe graficul de 30 de minute. Cred că, așa cum spuneam și mai devreme, acest bot
din Statele Unite, care va fi pozitiv sau negativ, este în măsură să influențeze foarte, foarte mult prețul aurului. În cazul în care programul va trece, implicit va exista un entuziasm la nivelul piețelor de acțiuni, din punctul meu de vedere, adică o revenire peste nivelurile cheie pe care le menționam puțin mai devreme și posibil să vedem o scădere a prețului aurului, în sens sau alternativ, în sens contrar. În cazul în care acest proiect nu va trece, traderii vor simți nevoia și investitorii la modul general vor simți nevoia să se retragă puțin din piețele de acțiuni care vor fi oarecum puse sub presiune și cred că aurul ar putea să se aprecieze. Ca și niveluri importante de suport, avem nivelul 1236, mai jos 1230, nivelul major de suport pe termen ceva mai lung ar fi 1220, nivel pe care l-am mai menționat, iar ca și niveluri de rezistență, cred că testul suprem va fi spargerea nivelului 1250 pe termen scurt. Vom vedea astăzi cum vor evolua lucrurile și cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare vom avea o imagine mai concretă asupra aurului. Petrolul, pentru că nu l-am mai adus în discuție de ceva timp și aici ar putea să existe oportunități destul de atractive începând cu săptămâna următoare. În acest weekend va avea loc o întâlnire în cadrul OPEC între 5 membri sau 5 reprezentanți ai celor mai importante țări producătoare sau, dacă vreți, care dețin rezerve de petrol pentru revizuirea acordului semnat pe 6 luni la Viena. Dacă nu va fi prelungit acest acord sau în lipsa unui nou acord de reducere a producției, cred că evoluția descendentă a petrolului ar putea să continue, poate spre niveluri mult mai joase. 44,75 este nivelul următor de suport, adică undeva aici. Bineînțeles că există mai multe zone de suport, printre care și linia de suport a acestui canal ascendent. Cred că va fi aici destul de interesant să vedem prețul în această zonă și cred că ar putea fi un punct de control, dacă putem să-l numim așa, în evoluția petrolului. Bineînțeles, o spargere a acestui nivel cred că ar expune destul de mult minime mult mai jos, 40, 35, nu 35, 37, îmi cer scuze, și bineînțeles minimele, dacă vreți, din ultimii ani. Dar e destul de departe prețul de aceste minime și nu cred că există motiv să ne gândim pe termen atât de lung în ceea ce privește evoluția petrolului. Importante sunt nivelurile la care ne aflăm acum și punctele cheie sau nivelurile critice pentru a putea obține o imagine de ansamblu pe termen mai scurt. Spuneam că nici săptămâna viitoare nu este una foarte încărcată din punct de vedere al calendarului economic, însă, în continuare, aspectele macro ar putea influența destul de mult evoluția piețelor. Spuneam proiectul sănătății, să spunem așa, din sectorul sănătății din Statele Unite, activarea articolului 50 pe 29 martie, dezbaterile publice între candidații la alegerile din Franța, există destul de multă substanță din punct de vedere fundamental și toate aceste aspecte, oarecum combinate cu indicatorii pe care îi avem, indicatorii economici, pot să genereze oportunități de tranzacționare și cred că piața va continua să evolueze la un nivel destul de interesant și în săptămâna care va urma. Cam atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la următorul webinar organizat luni dimineață. Luni va fi și webinarul pe teme fundamentale la ora 18:30 cu Radu și cu Liviu, la care vă invit să participați.
Până atunci, un weekend excelent și succes în tranzacționare astăzi. La revedere!